A fost una dintre cele mai faimoase și fastuoase clădiri ale Iașului. Palatul Braunstein, astăzi, o ruină cu geamuri sparte, pereți plini de igrasie și uși crăpate. Vă vine să credeți sau nu, suntem în interiorul unei clădiri de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, numărul 1, la kilometrul 0 al Iașului. Scările roase de vreme duc la etajul 2, unde stă ultimul locatar al Palatului Braunstein, Ioan Matei Agapi, cel care în ultimii 40 de ani a fotografiat cele mai importante momente ale Iașului. Fotograful s-a stabilit aici încă din 1977, iar despre cutremurul din acel an spune că abia dacă a zguduit clădirea. Deci formidabil și solidă. Dar ea trebuie consolidată, ea trebuie refăcută, vă dați poate. Mai plouă, mai nu știu ce trebuie făcută, trebuie băgați niște bani în ea, obligator. Și primăria face foarte bine că face asta. Iar eu vreau să mă mut de aici. 540.000 de fotograme, 250 de aparate foto de colecție și sute de mii de fotografii sunt adunate în cei câțiva metri pătrați în care locuiește Ioan Matei Agapi în Palatul Braunstein. Drept recunoștință pentru tot ce a făcut pentru oraș, primăria i-a oferit un spațiu în care să locuiască, situat undeva la etajul 4 al unei clădiri fără lift. În cazul în care se va muta, rămâne o întrebare deocamdată fără răspuns. Unde vor fi depozitate colecțiile foto? Eu vreau să te mut într-un spațiu în care se încapă. Sigur că ele au stat un bucat de vreme în niște lăzi pe care le voi nota, voi scrie pe calculator tot ce ai, și vreau să le pun din nou pe un perete pe undeva, nu? Primăria a alocat bani pentru renovare, însă lucrările se lasă așteptate. În ceea ce îl privește pe Ioan Matei Agapi, în următoarea ședință a Consiliului Local, de reprezentanții municipalității au anunțat că vor încerca să-i găsească o altă locuință. Palatul Braunstein rămâne ultima piesă gri din centrul Iașului, până în momentul în care primăria își va găsi curajul să-i dea din nou culoare. Pentru Jurnal, Ilinca Nazarie și Doru Spulber.